Turcia se află acum în zona verde, pentru care nu se impune izolarea la domiciliu 14 zile la întoarcerea în România. Turiștii români care vor să-și petreacă vacanța în Turcia nu sunt obligați să prezinte rezultatul negativ al unui test COVID-19, așa cum se întâmplă în Grecia. Începând din 17 august, se vor opera zboruri către această destinație. Ca număr de turiști, Antalya a fost destinația cea mai vândută în ultimii ani. Cea mai importantă noutate este pregătirea deosebită a hotelurilor din Turcia din punct de vedere medical pentru siguranța turiștilor. Ministerul Sănătății dă un certificat pentru fiecare hotel, după care acesta este verificat pentru respectarea tuturor regulilor de siguranță. Hotelurile au grădiniță pentru copii în aer liber, iar aceștia pot utiliza topoganele și mini-aquaparcurile care se găsesc în fiecare resort. Transferurile se realizează cu autocare și microbuze, care sunt curățate după fiecare exploatare. La All Inclusive, diferența este că nu se mai servește fiecare, ci indică ospătarului ce anume dorește să mănânce. În cadrul resorturilor, cluburile au circuit închis și nu există pericolul să vină persoane necontrolate din afară. Pe plajă, șezlongurile respectă distanța de 2 metri. Charterele vor opera până la jumătatea lunii octombrie. În Antalya vin turiști din multe țări din afara Uniunii Europene, însă datorită faptului că se respectă regulile, cazurile nu au crescut, ci chiar au scăzut.